Pornim. Ce înseamnă pentru tine implicare socială, implicare civică și dacă vrei să încep cu două cuvinte despre tine, cine ești și mic background. Ok, mă numesc Medea Caterina Petrovan, sunt antreprenor, dar sunt și un om deosebit de implicat în tot ceea ce înseamnă comunitate. Fiecare minut liber pe care l-am mai avut după agenda profesională în ultimii 10 ani l-am investit în comunitate pentru că eu cred că împreună pe sistemul bottom-up putem să generăm cu adevărat o schimbare. Pentru mine implicarea civică este un stil de viață. Eu cred foarte mult că fiecare persoană poate să dea din puținul lui, ca și timp, ca și resurse și nu există acțiuni mici sau acțiuni mari, există doar acțiuni care puse cap la cap pot genera schimbarea mult așteptată. Dacă ar fi să transmiți brașovenilor un mesaj pe partea de implicare civică, ce le-ai spune? I-aș încuraja să încerce, să găsească o idee în care ei cred cu adevărat, cu care ei rezonează, care este direct proporțională cu felul în care ei gândesc, cu valorile lor, cu principiile lor și să-și găsească oamenii care gândesc la fel pentru a putea da viață inițiativelor viitoare. Așa, pas cu pas, se pot crea efectiv proiecte care schimbă lumea cu adevărat. Dacă ar fi să-ți aduci aminte de un moment civic de-al tău, care ți-a rămas în memorie, care ți-a plăcut și poți să-l împărtășești cu noi, care ar fi? Oh, sunt foarte multe, pentru că de aici vine și frumusețea implicării civice. Fiecare experiență este unică, ajungi să cunoști oameni deosebiți, suntem suma experiențelor noastre și efectiv așa te îmbogățești cu fiecare proiect pe care îl faci. Dar dacă ar fi să mă gândesc și momentul care mi-a venit acum în minte, în 2012 am pus bazele inițiative de dezbatere academice în Brașov, care astăzi numără peste 1000 de beneficiari în Brașov, dar și în toată țara. Și îmi amintesc privirea și sclipirea din ochii copiilor după ce participau la concurs și la proiectele pe care le organizam și mi-am dat seama că aceste experiențe chiar fac o diferență pentru ei. Eu cred foarte mult în educație, cred că educația este elementul fundamental de care avem nevoie pentru a genera o schimbare și felul în care am simțit că acele experiențe îi transformă chiar m-a făcut să îmi doresc să mă implic și mai mult în continuare în proiectele pe care le facem. Mulțumesc! You okay?